ediția de săptămâna trecută și trebuie să mă încurc să mă duc la fiecare localitate. Legat de activitatea parlamentară, cred că cel mai important lucru care s-a întâmplat în ultimul timp, o să discutăm și de celelalte. Dacă tot se discută astăzi sau există la Cocșa, cum spuneați, o expoziție de merite agricole, eu am avut multe lucruri la legea pe care am promis-o în campania electorală de scutire de impozit a terenurilor poluate. Avem asemenea terenuri în zonă foarte multe din cauza, știți foarte bine, la societățile care au funcționat și unele încă nu au funcționat de la Cocșa. Poluarea mare, poluatorul care normal ar trebui să plătească după lege nu a plătit nimic până acum, pentru depoluare, este intrarea terenurilor într-o ameliorare, dar încă nu s-a întâmplat. Oamenii nu au voie să producă, normal, după norme, terenul este poluat, dar plătesc impozit pe teren. Eu am inițiat această lege, propunerea legislativă a ajuns la Comisia de Buget, unde sunt și membru, unde am avut de făcut raportul, de vreo 3 sau 4 săptămâni discutăm. Mă bucur că până la urmă guvernul a dat un aviz favorabil cu anumite amendamente corecte, zic eu. S-a vorba de unde completăm minusul de la buget, care provin din acest impozit pe teren. Toate aceste venituri, din urmă discuția, așa este, s-a spus că sunt venit la bugetul local și atunci am făcut un amendament ca să întrebăm și Ministerul de Finanțe cu șanse reale atunci să treacă legea, dar și persoanele proprietare de asemenea terenuri. Și am făcut un amendament la lege, de fapt, se aplică această scutire cu aprobarea Consiliului Local. Deci Consiliul Local de pe raza localităților care au terenuri poluate pot să aprobe, deci li se dă această posibilitate practic în lege să aprobe scutirea de impozit pe teren la persoanele respective. Mi-e trebuie acum o acelor discuție în Consiliu, dacă le dă sau nu le dă la persoane. Eu, ca parlamentar, mă sunt de cuvânt și această lege a trecut cu raport favorabil, intră în plen, deci în moment ce există avizul guvernului și la majoritatea care avem, nu este nicio problemă să se blocheze de parcurs. Cam aici raportul a fost chiar marți dat cu amendamentul, acesta este amendamentul, mă rog, și cu un aviz de la Ministerul Mediului și Pădurilor, că într-adevăr trenurile respective pe bază de hărțile astea să fie avizate de ministerul de specialitate care, nu știu, când a vor cine spunea un teren poluat, rog să mă scutești. Atunci scoatem din culpă și Consiliul Local care, cum pot să spună, decât și la terenurile care sunt într-adevăr constatate prin aceste ministeri de specialitate. Deci este o realizare, este o îndeplinire, să spun așa, a promisiunilor din campanie. Mai am una pe rol, foarte importantă, care acolo discuțiile sunt mai aprinse cu amnistia fiscală, tot felul de procese pentru drepturile date din contractele colective de muncă, interzise de guvernul Boc la un moment dat, dar și contractul colectiv și această ordonanță socială pentru cea Boc sunt legi. Și aici sunt discuții încă aprinse cu Ministerul de Finanțe. Inițial s-a dat de către guvern aviz negativ, dar am reușit, am reprimis-o înapoi și s-a amânat discuția pe 3 septembrie la legi. Eu sper să reușesc și acolo să convingem guvernanții, fiindcă foarte mulți angajați în primărie, de exemplu, și aici la media, și care au un salar foarte mic, ca stabil salar, și mai au și de dat câte 100 de milioane sau 60 sau 80 din urmă pe acea aberație dată de guvernul. Și toți sunt prin procese. Acum, contestații, decizii de impunere, a trebuit lămurit această problemă, pentru că pe țară sunt foarte, foarte mulți în această situație. S-a mai dat o asemenea lege, dar numai pentru 2010, la inițiativa lui Fundul atunci, și noi vrem să o prelungim acum până la finalizarea prevederilor din contractele colective de muncă. Deci sunt din nou o altă promisiune, mai era una cu, cum și spuneam într-o conferință de presă, modificarea legii 416, care cu ajutorul venitului și a
aceasta este demarată și discuții, s-a făcut o subcomisie la Comisia noastră de buget cu doamna Câmpeanu, discutat direct cu Ministerul Muncii, ne cunoaște reprezentanța lor care lucrează, încercăm să cei care sunt apți de muncă, pentru că ideea era să le facem cart de muncă, să le dai ajutorul social, așa, fără nicio obligație. Obligația au știut să pescheze anumite ore de muncă, dar nu de obicei nu prea să întâmplă acest lucru. Și atunci vrem să reactivăm, practic, fosta lege 7-6. Lege prin care primăria putea să se angajeze din cei de la care beneficiau de acest venit minim pentru a fi angajați carte de muncă, tot și merg la servici, tot pe banii care e practic deja. Dar, în același timp, și contribuțiile la asigurări sociale și o vechime, o continuitate în muncă și o să beneficiezi de o piață la un moment dat. Foarte receptiv a fost și guvernul în acest sens și sperăm să facem noi, acum avem să această inițiativă să iese împreună direct cu guvernul, ca să nu mai avem probleme cu avizele primite de la guvern. Ce este pe rol. În rest, în această săptămână am avut raportul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, știți bine, mai noul ANRE-ul este sub coordonarea și, mă rog, în control, direct la Parlamentul, a fost scoasă de la mine. Numirile în conducere s-au făcut de către Parlament și că acum a avut loc în această săptămână primul raport. Când se dau raport anual, dacă nu raportul este negativ, toate conduce rapide. Am trecut cu bine, conducerea merge în continuare, dar mi s-a părut ce vreau să vă spun, o dezbatere, cred că nu știu dacă la nivel de guvern, când aparținea probabil un departament într-un minister al PNR-ul, ar fi fost o dezbatere atât de serioasă cum a fost acum, formată din comisii comune, deputați și senatori, atât comisiile de buget, cât și economice, și de industrie și servicii, au fost toți. Modul de reglementare, liberalizarea prețului la energie, deci au fost discutate toate problemele în acest sens. Pe activitate de întrebări, interpelări, săptămâna trecută am avut o interpelare către ministrul de interne, Radu Stroie, legat de calitatea, spun așa, examenului de admitere la școlile de poliție. De-a văzut în ultimul timp, vedem și pe media și peste tot ce se întâmplă și, din păcate, avem și în poliție unii care, văzut, își dă pistolul la hoț, la poșcă pe ăla, cu pistolul polițistului. Am încercat să fac o comparație cu mai multe țări. Ne-am și dat exemplu aici, eu vă pot da la dispoziție și această interpelare, cum are loc acolo o selecție a cadrelor, viitoarelor cadre de poliție și cum are loc la noi. Adică tocmai de la o discuție cu respectivii care au dat examen, spun că iau o hârtie și bifează cu X-ul și de cum s-a întâmplat. Dacă ne uităm și în Franța, și în Belgia, și în Finlanda, unde am studiat aici, sunt mult mai bine selectați, examenele sunt mai serioase, examene și de limbă, și de matematică, și de cu probele sportive mult mai serioase, deci este, se dorește și am dorit, dacă se va ține cont, o să aștept și un răspuns la comuni, să îmbunătățim situația. Este păcat, avem nevoie de poliție, avem un profesionist în poliție, dar avem și o selecție pe la parte, care, eu zic că, totuși, este foarte importantă poliția și nu cred că trebuie să trecem chiar așa ușor peste examen. Și am înțeles că există chiar și concurență. Mulți vor să intre, dar important este să iei pentru cei mai mulți. Luni, în această săptămână, au avut o interpelare legat de evenimentul de la Tot, dacă ați fost acolo. Cel cu concursul de pălărie este foarte important pentru noi. Și vreau să, prin această interpelare, să atenționez, așa, să, mă rog, să atenționez. Poate domnul Măriciu nu știe, nu sunt în electorii ce se întâmplă și cum poate fi promovată România prin sport. A fost un concurs universitar, eu am fost acolo, din 19 țări, cu
cu 70 de concurenți, deci cred că este un motiv foarte bun de care să profităm, fiind un concurs ca să ține anual, de a promova România prin aceste acțiuni și nu prin frunzulițe și alte chestiuni ce s-au întâmplat înainte. N-am văzut prea mult implicat ministerul, era cum bine că se implică, dar din discuții care le-am avut și cum a s-a ocupat acolo, nu știu, efectiv ce s-a implicat acolo. Cu prea multă implicare din partea cât a ministerului, cât și a Consiliului Județean, drum, multă lume nu știe. Se duceai la concurs și toți ziceau că este un concurs de călărie la străină, undeva într-o localitate aproape de Sinișoara. Nu pomenea nimeni de media, din păcate. Este totuși în județul Sibiu, trebuie să ne promovăm județul, să promovăm Transilvania, să promovăm România și se poate face prin asemenea evenimente care sunt foarte importante și chiar trebuie să fim fericiți că au loc în județul.